Bună ziua, stimați telespectatori, la această oră transmitem telejurnalul în limba română. La început, iată titlurile ediției. La Bruxelles a fost semnat acordul dintre Belgrad și Priștina. Secretarul general al forțelor NATO a declarat că alianța susține implementarea acordului dintre Belgrad și Priștina. Diseară la ora 20 va avea loc inaugurarea zilelor de teatru ale românilor din Voivodina. Și mâine va fi o zi caldă și însorită, cu temperaturi până la 23 grade. Astăzi la Bruxelles a continuat dialogul între delegațiile Belgradului și Priștinei. În urma negocierilor, care au durat câteva ore, între înaltul reprezentant al Uniunii Europene, Catherine Ashton, și premierul Serbiei, Ivica Dačić, apoi Catherine Ashton și Hashim Tači, s-a ajuns la un numitor comun și ambele părți au acceptat acordul propus din partea Uniunii Europene. Premierul Serbiei, Ivica Dačić, doar a parafat acest text, dar în urma negocierilor care vor avea loc la Belgrad, Belgradul va informa Bruxelles-ul luni dacă va accepta acordul de astăzi. Premierul Dačić a spus că aceasta este cea mai bună ofertă pe care Belgradul a primit-o, în care se spune că în acord a rămas punctul 9 referitor la problemele poliției, iar din punctul 14 este înlăturată o parte a textului în care se spune că Serbia nu poate bloca Kosovo în organizațiile internaționale. Organele Serbiei în următoarele zile vor hotărî dacă acceptă sau nu acest acord, a precizat Dačić, menționând că până luni o vor informa pe reprezentanta Uniunii Europene despre aceasta. Secretarul general al Pactului NATO Atlantic, Anders von Rasmussen, a declarat astăzi că forțele NATO sunt pregătite să-și aducă contribuția la realizarea pozitivă a negocierilor dintre Belgrad și Priștina, care se desfășoară sub auspiciile înalte reprezentante a Uniunii Europene, Catherine Ashton. NATO sprijină în totalitate acest dialog și salută eforturile pe care le depune Uniunea Europeană și Catherine Ashton, a spus Rasmussen la o conferință de presă la sediul NATO. După încheierea negocierilor, Catherine Ashton și ambele delegații, delegația Serbiei și Priștinei, s-au îndreptat spre sediul NATO, unde Belgradul va încerca să asigure că armata Kosovoului să nu fie prezentă în regiunile unde trăie sârbii și totodată să asigure garanție pentru securitatea sârbilor. Consilierii celor patru comune din nordul Kosovo au dezbătut în ședința comună de astăzi despre dialogul respectiv negocierile de la Bruxelles, cerând decretarea unui referendum în Serbia, la care cetățenii vor decide despre menținerea Kosovo în componența Serbiei sau vor accepta condițiile pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În același comunicat se spune că poporul sârb și cetățenii Republicii Serbia sunt titulari ai suveranității și nimeni nu poate, contrar voinței poporului sârb, să semneze acordul și alte acte prin care în aceste patru comune vor fi instaurate guvernarea statului pe care ei nu îl recunosc. Camera Economică a Voivodinei a acordat companiei Hemofarm o recunoștință pentru contribuția la dezvoltarea economiei în țara noastră. Prin telefon relatează Otilia Pescariu. Festivitatea de acordare a premiilor Camerei Economice din Voivodina pentru realizări deosebite în economie în Voivodina a avut loc ieri la Novi Sad pentru a 50-a oară. Printre cei 13 premiați se enumeră și compania Hemofarm, care a primit premiul pentru contribuții la dezvoltarea economiei în Voivodina și prin acest fapt în întreaga Serbie. Premiul lui Ronald Zellinger, directorul general al companiei Hemofarm, l-a înmânat președintele Camerei Economice din Voivodina, Radko Filipovici. Este a doua recunoștință pentru compania Hemofarm în acest an și a treia în ultimele 5 luni. La începutul lunii aprilie, Hemofarmul a primit premiul pentru responsabilitatea socială în afaceri, premiu acordat de Camera Economică a Serbiei, iar la sfârșitul anului trecut a primit premiul SIEPA pentru cel mai bun exportator 2012. Trupa de teatru Mihai Eminescu din Straja va inaugura diseară la ora 20 ediția de anul acesta, cea de-a 41-a a zilelor de teatru ale românilor din Voivodina. Ei vor prezenta piesa Milionar la minut de Tudor Popescu.
Diseară, la ora 20, are loc festivitatea de inaugurare și primul spectacol al gazdelor în cadrul ediției 41 a zilelor de teatru ale românilor din Voivodina, emulație teatrală care se va desfășura în perioada 19-28 aprilie. Trupa de teatru a Societății Cultural-Artistice Mihai Eminescu din Straja se va prezenta publicului în spectacolul cu piesa Milionar la minut de Tudor Popescu în regia lui Ionel Omoran. Tradiționala manifestare Zilele de Teatru, care reunește trupe de actori amatori din localitățile noastre, continuă mâine la Uzdin. Pe data de 23 aprilie, la Sinagoga de Novi Sad va fi inaugurată ediția de anul acesta, cea de-a 33-a a festivităților muzicale Novosădene Nomus 2013. Manifestarea va dura până pe data de 29 aprilie. Când o manifestare muzicală ajunge la cea de-a 33-a ediție, cum sunt festivitățile muzicale Novosădene Nomus, atunci putem spune cu sinceritate că manifestarea este calitativă și că la ea se prezintă în fiecare an numeroși muzicieni de talie mondială, dar și un număr mare de tineri virtuoși din țara noastră. Și anul acesta Nomusul va fi inaugurat de Orchestra Simfonică Voivodiniană, condusă de Berislav Skenderovici, care îl va acompania pe pianistul Dasol Kim din Coreea de Sud, care ne va interpreta compozițiile de Liszt și Wagner. În cea de-a doua zi, pe data de 24 aprilie, pe scena Teatrului Național Sârb din Novi Sad, va urca unul dintre cei mai atractivi violiniști din țara noastră, Nemanja Radulović. În cea de-a treia zi, ansamblul Teatrului Uvi de Kisinkas va prezenta musicul West Side Story, iar pe scena primăriei, de la ora 22, se va prezenta trio din Polonia. În următoarele zile putem urmări Quartetul Brodsky din Marea Britanie și Twin Singers, tot din Marea Britanie. Pe scena Teatrului Național Sârb, duminică 28 aprilie, vom avea ocazie să urmărim ansamblul Amulete, iar în ultima zi, pe scena Sinagogei, se va prezenta Orchestra de Cameră din Basel. Putem spune că și anul acesta iubitorii de muzică cultă așteaptă cu nerăbdare inaugurarea festivităților muzicale Nomus. Ediția 41 a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina, care își va lua startul astăzi la Straja, este tema editorialului semnat de Simeon Lăzăreanu pe prima pagină a săptămânalului nostru, subiect despre care citiți mai multe la pagina 9 Cultură, unde este publicat și programul ediției din acest an al Zilelor. Din titlurile ediției mai amintim: Vucic, nu vom obține data tratativelor în iunie, la pagina 3 Euroboard. Din activitatea Consiliului Național al Minorității Naționale Române, fără promisiuni și pompe, cu proiecte concrete care se realizează, la pagina a 6 în Focar. Prezentarea numerelor de aprilie a revistelor Bucuria Copiilor și Tinerețea puteți citi la pagina 8 a Cultură. Prima ediție a Târgului pentru Angajare în Câmpul Muncii este publicat la pagina 10, Comuna Alibunar. Iar la Casa Românească sunt prezentați membrii familiei Maciuș Blaj din Zrenjanin. Din partea a doua săptămânalului amintim concursul pentru bebelușul lunii, la care în acest număr sunt prezentați trei, unul din Coștei, Petru Vasăla și Sân Mihai. Iar la mozaic, Costa Roșu descrie Ateneul Român de la București, iar Eufrozina Greonanț prezintă Muzeul Banatului din Timișoara. Din la Dacuzestre, Silvia Dalia continuă cu prezentarea portului din Uzdin, concret, portul de fată, iar la Ecologie, rubrică care încheie ediția, amintim ediția a treia a Târgului de Flori de la Vrășet și articolul despre activitatea întreprinderii edilitar publice Bunar din Petru Vesela. Până săptămâna viitoare, să auzim de bine! Și mâine se anunță o zi caldă și însorită de primăvară, comunică meteorologii. Sunt anunțate ploi de scurtă durată în estul și sud-estul țării. Temperaturile matinale vor oscila între 2 și 10 grade, iar maximele se vor încadra între 18 și 23 de grade. Duminică seara și în cursul nopții spre luni, cerul se va înnora pe alocuri, semnalându-se ploi și averse însoțite de descărcări electrice. Stimați telespectatori, am încheiat telejurnalul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc o seară plăcută în continuare.